Se umple platou de arome, pentru că este timpul pentru cozonacul de aur. Pac. Așadar, a sosit momentul să intre supereroii cozonacului mondial în rolul lui Superman, nimeni altul decât celebrul domn Nea Vasile! Bună ziua, Nea Vasile! Bine ai venit! Ce faci, mă, Nea Vasile? Cum ești? Cum merge treaba? Forță! Perfect! Nea Vasile, ne bucurăm că ești cu noi. Suntem la Cozonacul de Aur, ediția de Crăciun și ne apropiem ușor, ușor de finală. Astăzi trebuie să fim foarte riguroși, ca de obicei. Ca de obicei. Exact, bre. Pe cuvânt. Dar, Mata, ai un miros specific de cozonac. Păi, Cătălin, vreau și o esență de asta de cozonac, să miros a cozonac tot. Perfect. Domnul Nea Vasile, oameni buni, erou cozonacilor în România. Pe cuvânt, Mata, ești ca și cum e Kevin în singura casă. Adică nu există Crăciun fără cozonacul Nea Vasile. E cam așa ceva, mai ales că sunt aici la voi. Da, Nea Vasile, mulțumim mult de tot, domnul Nea Vasile. Și apropo că am zis de Kevin de România, o să-l cunoașteți astăzi pe cel de-al doilea Kevin de România. Ne trimiteau oamenii mesaje și spuneau, cum, al doilea? O să-l avem și pe al treilea, și pe al patrulea, și pe al cincelea. Iar dumneavoastră cei de acasă veți vota, pentru că toată săptămâna o să vă prezentăm câte un Kevin de România. Iar dumneavoastră cei de acasă pe Instagramul Amăruță, unde puteți să dați follow de vineri, puteți să hotărâți care este adevăratul Kevin de România. Dar până atunci să nu uităm că avem concursul Cozonacul de Aur, iar în rolul celui care apără toți cozonacii nedreptății, acest Batman al cozonacilor, celebrul șef Alex Cârțu! Salut, șef! Salut! Salut. Te-ai aranjat? Da, da. Exact, ești, te-ai îmbrăcat și în roșu. Da. Oare de ce te-ai îmbrăcat astăzi în roșu, culoarea dragostei? Pentru că e culoarea mea preferată. Și pentru că astăzi nu ești singur la emisiune. Da, nu sunt. Așa este. Ești cu frumoasa ta, iubită. Bună, Maria! Bună, Maria! De fapt, ea este șefa... șefului. Ea e șefa cozonacilor mondiali. Ea este șefa șefului. Uh-huh. Bună, Maria! O fată foarte drăguță. Bravo, Alex! Te-ai roșit? M-am roșit. De cât timp stăți împreună? De 2 ani. Pe 11 noiembrie am făcut 2 ani. Ai văzut că ții minte. Pe 11 noiembrie? Da, 2 ani. Pe bune? Mm-hmm. Bravo! Care-i floarea ei preferată? Floarea soarelui. E adevărat? Acum ce să zică și eu. Păi, deci, și cât poartă la pantofi? 35 și un pic și 6. Pe acolo, 35-36. Am înțeles, bravo! Bine. Foarte bine, te-ai descurcat bine. Mergi mai departe. Bravo, Alex, bravo! Iar astăzi, juratul surpriză, pe locul scaunului de vedetă, pe rolul consumatorului, nimeni alta decât femeia fantastică, adică Laura! Femeia fantastică. Păi știi cum e, îl avem pe Batman, îl avem pe Superman, da. Și trebuia să avem și femeia fantastică. Genu, salutări, Genu, unde ai fi? Bună, Laura, bine ai venit. Ce bine faci? Bine v-am regăsit, am venit să mănânc cozonaci. Foarte bine, la cozonaci. Știi cum e, este prima dată, ne uităm la cum arată. Iar apoi, cum sunt de gustoși și dăm note, înțelegi, Laura? Înțeleg. Știi să faci cozonaci? Nu. Deloc? Deloc. Dar îți plac cozonacii? Foarte mult. Îți aduce aminte, eu știu, mirosul cozonacului de ceva anume? Bineînțeles. De copilărie? Logic. Mm-hmm. Știi tot despre mine. Exact, Laura. Mă sperii. Perfect. Laura, vom vedea exact ce se va întâmpla, tocmai de aceea o să vreau să fiți foarte atenți! Nea Vasile, a dormit, să-i bre? Mata, te trezești la 4 dimineața fiecare dimineață. La 4 dimineața, a? La 4 dimineața. Da, Cătălin, uite telefonul la Greta, vezi acolo ora când sună. Păi așa faci primul milion de euro din cozonaș, trezindu-te la 4. Fii atentă, Laura, vreau să spun ceva. Nu trebuie să te lași influențată de domnul Nea Vasile și de Alex Cârțu. Ei sunt șefi cu acte în regulă. Eu să vezi că o să iei că nu e suficientă drojdie, e prea multă drojdie, e prea multă sare. La mine e simplu, îmi place sau nu-mi place. Exact, așa te vreau, să fii foarte hotărâtă. Iar concurenta de astăzi, oameni buni, încearcă să îi impresioneze pe jurați cu un cozonac. De care crezi, Laura? Moldovenesc. Aoleo. Pentru că tu ești moldoveancă. Aoleo. Și pentru că tu ai și piesa aia cu moldoveanca. Exact. Tocmai de aceea cozonacul moldovenesc astăzi prezentat. O cheamă Bianca pe concurenta noastră de astăzi și o vom cunoaște imediat după ce o vedem la treabă. Așadar, atenție mare, vreau să vedeți cum a pregătit Bianca cozonacul moldovenesc și apoi îl tăiem. Bună
ziua, numele meu este Bianca Văleanu, am 31 de ani și sunt din Tecuci. Astăzi vom face împreună un cozonac tradițional moldovenesc. Am urmărit emisiunea cam aproximativ toate sezoanele. Anul trecut am vrut să vin, dar nu am mai reușit. Și am zis că anul ăsta e anul meu. Cum ți s-au părut concurentele dinaintea ta? Bună întrebare. Bineînțeles că fiecare are o părere foarte bună despre ea. Cred că o să le întrec. Este vreun jurat de care ți-e teamă? Puțin de Nea Vasile. Dar să zicem că sunt așa un pic obișnuită cu el, deoarece când fac cozonaci și soțul meu gustă, de fiecare dată zice, eu sunt acum Nea Vasile. Și gustă, rupe pale, fâșii, miroase, se uită la culoare și îmi dă o notă. Este o rețetă clasică. Bunica mea o făcea. Chiar de mic copil stăteam pe lângă ea. Mama și bunica au făcut-o. Din păcate, bunica mea nu mai este de mult timp printre noi, dar cred că este foarte mândră acum de mine. Mama a păstrat rețeta și de câțiva ani chiar am început să fac, să cozonăcesc. Am adăugat puțin ulei. Și acum începe să îl frământăm. De obicei, cam 15-20 de minute. Mentavă. Și vom lăsa la crescut. Înainte să-l băgăm la cuptor, o să lungem cu lapte și cu galben. Sper să vă placă, o să ne vedem în platou. Și noi ne apucăm de mâncat. Așadar, oameni buni, venită din Tecuci, o vedeți în spatele meu și e pregătită cu cozonacul moldovenesc, Bianca Văleanu! Ai stat acolo și așteptai să te prezint ca să intri în forță! Ce faci? Ai venit îmbrăcată tradițional? Bineînțeles, ca și cozonac. Dar știu că ești foarte supărată astăzi. Da. Ești. Să le spunem oamenilor de ce e supărată. Bineînțeles. Pentru că? Pentru că cel mic... Copilul cel mic, ce-a da, făcut? A ciupit un pic din cozonac. Și te-a supărat chestia asta? Da, el este foarte pofticios. Și n-a mai avut răbdare și a rupt din cozonacul lui mami. Da, o fracțiune și de secundă. Și tu pe ăsta vrei să-l duc la tăiat. Exact. Dar copilul ce-a făcut? A luat un pic din coaja asta de cozonac. A luat un pic, da, și am pus un pic de nuc, așa. Ai pus tu de nuc, da? Da. Deci vă rog frumos, jurație, să nu fiți drastici în privința asta, dar copilul a luat un pic din cozonac și... Te-a supărat rău asta, a? Trece, că e mic și al meu. Asta e. Câți ani are? Un an și 11 luni. Să-ți trăiască. Mulțumesc. Deci pe ăsta îl duc la tăia, da? Acesta. Pe ăsta îl punem doar așa, o plătim pe Lora, da, în cozonac astăzi că a venit la emisiunea noastră. Deci Lora, nu pleci cu mâna goală de acasă. Perfect. Vreau să, dragi jurați, să vă aduc cozonacul. Bianca e cozonacul moldovenesc. Vă uitați la el, admirați, după care vorbim. Da. Ciupitura vă deranjează? Nu, absolut deranjează. Deci ciupitura înseamnă că, practic, cum să zic, este ăla micu a poftit. Este și bun. Practic a fost primul 10 de la cel mai important jurat din familia ta. Ăla exact, micu a luat repede, hop, și a mâncat. Da. Exact. Haideți să vedem. Prima dată ne uităm la el. Cum arată, da, Nea Vasile? Arată spre foarte bine, mai trebuia un pic la crescut lăsat înainte să-l bagi la copt. Hai să fie. Adică? Da. Dar e ce trebuie, nu? Da, e pletitura, da, în pletitură. Da. Alex, tu ce părere ai? Dacă era lăsat, a crescut mai mult, avea o buclă mai frumoasă. Mai... Deci trebuie să-l mai lase puțin la copt? L-a crescut în tavă. Da. L-a crescut în tavă. Mm-hmm. Ah, am înțeles. Da. Intermediar, adică înainte de a-l băga în copt. Da. Tu, Alex, ce zici? Acum să-l vedem la Din ce am văzut în video, trebuie să-ți zic două lucruri. Unul, trebuie să frămânți o idee mai mult. Și doi, să lași mai puțin la dospit. Nu ai nevoie de mai mult de o oră la dospit, pentru că ce se întâmplă cu un aluat supra-dospit devine acru, fermentează.
Da, adică dacă lași mai mult de o oră la dospit, fermentează? Dacă este cald în încăpere, dacă este cald în încăpere, este ideal să-l lași o oră. Mai scapi cu două ore doar dacă este frig. Și nu uita, greșeala pe care o fac foarte mulți, nu-l mai lasă să crească în faza a doua după ce l-au modelat și l-au pus în tav. Dar bine, arată bine sau nu arată bine? Arată bine și ori. Deci arată bine. Adică arată cel mai bine de până acum, ca să spun. Da? De ce cel arată mai arată cel mai bine trecem, de până acum? Trecem peste această ciupitură, da? Arată cel mai bine din acest sezon. Perfect, ia să vedem. Laura Moldoveanco, vine cozonacul moldovenesc, uite-te la el. Mi-a dat un cuțit, nu? Cuțitul mai târziu. Prima dată așa e la noi aici, ne uităm la el, vedem dacă ne place, știi? Da, un cuțit. Miroase foarte deci totuși un cuțit, un arată cuțit. Arată bine, miroase foarte bine. Îmi place că are umplutură mai multă. Am văzut și-o, a ieșit puțin pe acolo umplutură. Exact. De pe afară, îmi place. Ce ne place, ce ne place. Da, eu eram genul ăla. Da, acum sincer, dacă ar fi într-o vitrină, ți-ar atrage atenția? Bună ziua, uitați cozonacul cu acesta la jurea. Da. Ți-ar atrage atenția? Da. Nu ar trebui să aibă zahăr pe el pus așa să fie mai de iarnă. Nu, e frumos. Arată frumos. Știi. E frumos, da? Deci, ce să zic, Bianca? Ce să zic? Adică... Deci ești bucuroasă, ești fericită, nu? Da. Perfect. Soțul se uită? Da, se uită. Și? Ce a zis când a auzit că vii la emisiune? Ce a zis? Ești bună, o să reușești. Bravo, Bianca. Tu de cât timp faci cozonaci? De câțiva anișori, dar anul ăsta am început să fac mai mult, stând cu copilul acasă, am vrut să fac și altceva. Și am înțeles că asta e rețeta bunicii tale? Da. Superb, foarte frumos. Preluată din mamă în fică. Dusă mai departe, dusă da? Dusă mai departe. Perfect, deci arată bine, a trecut testul frumuseții. Laura, o să-l iau de aici și o să-l tăiem, pentru că trebuie să vedem exact. Dar știi ce vreau să te întreb? De ce ai vrut, practic, să-l tăiem pe ăsta și nu pe ăsta? Acela este perfect. De unde știi tu că e perfect? Are buclele cum trebuie. Acesta nu este chiar uniform. Deci are buclele cum trebuie, tu ai dreptate. Ciucă, adă bolobocul! Deci de acum încolo, și ăsta mie mi se pare mă că are buclele cum trebuie. Nu are. Dar ăsta a zis că are buclele mai bucle. Da. Deci ăsta cu ciupitura are buclele mai bucle. Ia să vedem dintr-o parte. E mai bombat, Cătălin. Mai bombat, ai dreptate, da. Laura. Ai pus punctul pe ei, bravo. Perfect. Și îl tăiem. Da, după pauză. Mamă, auzi. Hai, se cutremură platou. Atenți, da? Iulica, apasă butonul de liniște. Știi că ți iese. Ce haioși am fost. Bună, bună. De asta ne mai mușcăm noi ciucă de limbă din când în când. Știi? Adică, cred că ne zice cineva ceva de dulce. Haideți să-l vedem. Un pic. Ai emoții? Da. Stați să vedem, ia, să uitați-vă. Mamă! Mamă, cum arată! Wow! O să-l vedeți și dumneavoastră imediat după o scurtă pauză de publicitate. Nu cred că faci asta, ba, da, nu e. Cred, imediat nu. Ne întoarcem. Uai, drăguțule! Am revenit în direct, oameni buni, avem cozonacul moldovenesc, exact cum îi place Lorei, moldoveanca noastră preferată, care astăzi a venit să guste cozonac și ceva mai devreme spuneai că mama ta, când făcea cozonac, le punea muzică. Păi nimic nu poate vorbi omul cu tine. Exact. Deci tot ce spui da. Și pe pauza publicitară va fi spus poporului. Da. Mama mea le punea muzică, punea folclor autentic și mai cânta și ea. Ce tare. În timp ce făcea cozonaci. Și ieșeau buni? Extraordinar. Cei mai buni? Foarte buni. Ah, perfect. Sper să fie acesta bun. Tot blocul făcea cozonaci buni. E foarte greu să spun. Dar mama ta le cânta. Da, le cânta. Ce fai. Nea Vasile, tot pe pauza publicitară a spus: "Brei, seamănă destul de mult cu ce cozonac fac eu. Dacă l-aș face așa, în pletit l-aș face, a?" Păi chiar așa-l fac. Chiar așa-l faci. Alex, să vedem cum arată. Perfect. Pregătiți, oameni buni? Eu l-am văzut și pot să vă spun că este senzațional. Haideți să-l priviți și dumneavoastră, cei de acasă. Ta-na-na-na-na. Și iată. 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 Cozonacul moldovenesc făcut de Bianca, concurenta noastră de astăzi. Stai să-l potrivim mai exact așa, să zâmbească la cameră. Bă, impecabil. Chiar zici că are doi ochi, vezi? Exact, ia. Și are și verzi.
Mamă, stai pentru mine cozonac. Deci doi ochi, exact. Și trebuie să-i testăm amortizoarele, știi, Bianca, da? Știu. Ești pregătită? Da. Impecabil, mă, imediat și-a revenit. Ia uite. Vum! Perfect. Și să le ducem juraților. Și ce culoare, ce frumos miroase. Bravo, Bianca, bravo. Pentru moldoveanca noastră de astăzi, Laura, o felie de cozonac ca la carte. Pentru Mata, ești din București, Nea Vasile? Nu. Dar de unde? Din Bacău. Deci tot moldovean. Dar sunt venit în București de 40 de ani. De 40 de ani? Mamă, mai ai rude, Nea Vasile, la Bacău? Unde casa părintească, am niște nepoți. Casa părintească de la Bacău, da. Foarte frumos. Și... A, uite, felia de cozonac și pentru dumneata și pentru Alex Cârțu, care este din? București. Mă rog. Nimeni nu e perfect. De la Chișinău. Nimeni nu e perfect, asta. Știi de unde e concurenta noastră, Bianca? Suceava. Tecuci. Tecuci? Da. A, ce da. Să faci? Un te duci la Tecuci. Ce să faci cozonac? Am fost. Asta exact. E sigur. E vorba asta? Și de ce a rămas cu Suceava? Dar eu n-am înțeles care e rima la vorba asta. Ce să faci? Un te duci la Tecuci. Ce să faci cozonac? Pentru că acolo se fac cei mai buni cozonaci. Cei mai buni cozonaci, perfect! Haide să vedem și cât de gustoși sunt. Deci, se gustă. Vreau să vedem dacă se rupe fâșii. Am impresia că anul acesta au venit concurente din ce în ce mai bune. Uite-l, fâșii. Opa, fâșii. Tu de ce ai dat cu felia în... Ai dat cu felia așa? N-am dat. Cozonacii se plescuie care să le simți gustul. În general, dacă mănânci cu gura deschisă, datorită oxigenului care intră, ai gust la mâncare. Asta nu înseamnă că trebuie să faci așa, Cătălin. De stai un pic, noi am avut explicația unei doamne care face pâine de casă, Viviana Mârza, nu? Da. Și a venit la noi și ne-a spus că să simți gustul trebuie să-l plescăi. Iar tu ne-ai dat explicația chimică astăzi. A intrat oxigenul, pac, gustul, pac, nu știu ce. Alex, s-a rupt mânușa, nu? De-aia ții mâna pe sumasă? Alex Cârțu, de asta ții mâna pe sumasă, că ai rămas fără o mânușă? Uh-huh. Stai liniștit, că mai avem aici. 5 lei, ni dai după aia. Haide să gustăm. Alex, o să-ți aduc un microfon. Pentru că, ce crezi, s-a murit la valiera. În termen de televiziune. Două. Perfect. Nu, dar acum gustă și după aia. Nea Vasile, îți dau o lupă? Nu. Ești așa cu ochii băgat în el. Analizez și eu tot ce trebuie. Bravo, Nea Vasile, analizăm tot. Da, foarte interesant. Ce va zice juriul despre cozonacul Biancăi din Tecuci? Începem. Domnule Nea Vasile. E cel mai bun din sezonul ăsta, ce am avut până acum. Se bune? Da. Cel mai bun? Cel mai bun, da. Dar tot mai trebuie ceva la... Crema foarte bună. L-a luat, mai trebuie ceva. Crema bună? Da. N-ai pus suficientă grăsime, ulei? Sau ce ai pus tu la am el? Am folosit și ulei și unt. Da. Mai trebuia o idee și... Parcă zahăr. Nu e suficient de dulce. Am pus suficient. N-am vrut să-l fac foarte dulce, că... Am zis să nu fac o prăjitură, fac un cozonac. Oricum, unul peste altul, una peste alta, e bun. E un cozonac bun, bun, da. Echilibrat? Îi simți drojdia, sarea alea? Nu. Deci crema îți place? Crema, da. L-a luat mai trebuie. L-a luat mai trebuie. Deci, da. Una peste alta e bine. Aspect. Hai să vedem mai departe. Alex Gârțu! Bun. Așa cum a zis și Nea Vasile, este și din punctul meu de vedere cel mai bun cozonac din acest sezon. Da. Eu uzi bunele. Când l-ai făcut? Luni dimineața. A! Deșteaptă, mă! Deșteaptă, pentru că l-a făcut luni dimineața și până astăzi... Deci, Laura, în cazul în care nu știai și o să te apuci de făcut cozonaci, cozonacul înainte să-l mănânci, uite-te la mine, trebuie să stea cel puțin 24 de ore. Clar. Și niciodată în viața ta să nu mănânci cozonac cald. Corect, Alex Cârțu? Asta nu pot să promit. Nici eu. Dar așa zice Alex. Îmi pare rău. Ăla e pentru mine top. Imediat. Așa și mie îmi place la cald. Nici așa, nu contează dacă mi se face rău după și mie sau... mi se face ca un ghim aici în burtă, dar e nu bun, contează. Exact. Alex, zi. Crema
umplutura este... E senzațională, ca să zic așa. Mamă, pe bună? Da. E, deci e voi doi gândiți bună. La fel, simțiți la fel, tu și Nea Vasile, bravo. E foarte, foarte bună din punctul meu de vedere. Aș mai fi rupt un pic din dulceața cremei și aș mai fi mutat-o în aluat. Cozonacul trebuie să fie echilibrat din toate punctele de vedere. Dacă ai gustat din aluat, trebuie să fie și el dulce. Trebuie să aibă și un aftertaste așa, un pic de tot sărat, că și sarea scoate mult mai mult în evidență celelalte gusturi. Și l-aș fi lăsat un pic să mai crească în tavă. Am avut emoții, sincer, am fost foarte perfect. Stresată. Deci ar fi ieșit perfect. De grăsime ai ceva de zis? Te văd emoționată. E destul de dificil să-ți dai seama. Știi că am avut discuția cu câteva emisiuni că era ușor umed. Și invitatul special credea că este necopt. Asta se întâmplă în momentul în care adaugi mai multă grăsime. Din punctul meu de vedere, este ok. Nu are suficientă grăsime, este și odihnit cât trebuie. Drojdia și-a oprit fermentația, nu se simte niciun gust de drojdie, chiar dacă l-ai lăsat destul de mult la dospit. Înseamnă că, ți-am spus, a fost mai frig în cameră, de asta da. Nu se simte acru, pentru că dacă l-ai fi lăsat într-un mediu cald, undeva la 30-32 de grade, s-ar fi simțit acum acru. Deci, din punctul meu de vedere, felicitări. Mici scăpări pe aici, pe acolo, ar fi fost un cozonac perfect, dar este, din punctul meu de vedere, cel mai bun cozonac din acest sezon. Mulțumesc frumos! Mamă, gândești la fel ca Nea Vasile, amândoi pe aceeași lungime de undă. Laura, vrei lăptic? Nu. Eu vreau lăptic. Avem Greta lăptic? Lăptic cu cozonac? Nu vreau lăptic. Spune-ne despre cozonac, Laura. O părere sinceră. Importantă și sinceră, pentru că tu ești pe rolul scaunului de consumator. Este un cozonac al cărui gust îmi este familiar. Pentru că este cozonac de genul ăla făcut de bunica. Chiar este genul ăla de rețetă. Și mi-am dat seama și pentru că e un puternic miros de ceva esență. Ce esență ai pus? Esență de rom. De rom, da. Și de vanilie. Da. Și este foarte puternic pentru mine, esența de rom e foarte puternică. Și e importantă, nu? Dacă era un pic mai puțin era perfect, dar asta este o chestie, sunt subiectivă eu, ăsta e gustul meu. Mi se pare suficient de dulce, nu mi-ar fi plăcut să fie mai dulce, dar tot așa, mi se pare că aluatul putea să fie puțin mai dulce și compoziția, adică să existe un echilibru mai bun între ele. E foarte dulce crema. Da. Acum, sincer să vă spun. Dar este un cozonac foarte bun, adică... E foarte bun. Dar uite, vezi mă, Alex? Eu am zis ceva că trebuie să zic și eu ceva aici. Exact, că oricum mai chema să mai fiu jurat pe alte... Știi că ne ești foarte dragă și am vrea să vii mereu, cum să nu? Da, știi că... Ați găsit motiv. Exact. Știi ce vreau să zic, Alex Cârțu și Nea Vasile? Acum, serios, am mâncat aici foarte mulți cozonaci, dar nu știu de ce, parcă e așa foarte însiropat, parcă aia îți plac mai tare, nu știu ce, greșit, nu? Nu știu, depinde. Eu am văzut că tu nu ești foarte pretențios în ceea ce privești cozonacii. Adică ai și tu dreptate, am vrut să fac și eu specialist acum și m-am găsit fix când voi a zis că ăsta e cel mai bun cozonac, am venit și eu să zic ceva. Dacă treceam mai bine, cozonac rămâneam. Am vrut să echilibrez gusturile, deoarece am adăugat și stafide și rahat și dacă era și aluatul foarte dulce, fiind toate foarte dulci, eu nu cred să că să știi era... că e destul de multă umplutură pentru acest gen de aluat și dacă faci un aluat foarte, foarte pufos și exagerezi și cu umplutura și este și prea moale, atunci se va duce către baza cozonacului și nu va mai fi... Ce trebuie. Așa frumos împletit ca acesta. Laura, asta o să ți-l facem ție cadou, pentru că ai venit astăzi la noi la emisiune, așadar nu pleci cu mâna goală. Ai spus asta de 15 ori, că nu plec cu mâna goală. Am vrut să arătăm că suntem darnici. Da, e foarte. Am vrut să arătăm că avem suflet bun. Apreciez. Perfect, suntem la note. Note. Ai emoții? Am emoții, dar... Ai văzut cum zic ei? Dar am cel mai bun cozonac până acum, dar da. lipsește asta. Când dau nota... Deci când dau nota, atunci. Da. Laura, ești prima, vezi că trebuie să te pregătești cu nota. Ai nota acolo în dreapta.
Și trebuie să vedem ce notă vei da. Ai emoție, nu? Am. De cine ți era cel mai teamă? De Nea Vasile. Pare așa fioroasă. Așa pare, da. Zici că e un leu în cușcă. Ei, nici chiar așa. Nici chiar așa. Dar e băia bun, e moldovean, de la Bacău. Da, da, da. Exact de altă. Da. Exact, asta zic și eu. Bun, prima care va da nota de pe scaunul juratului invitat, Laura. Zece! Bianca! De la moldoveancă la moldoveancă, 10. Și ai aflat că și aia e și destul de pretențioasă pentru că are niște amintiri legate de cozonac, da. Și anume să fie ca ai mamei, ca ai bunicii. Toți tu i-ai cântat cozonacului? Sincer, nu. Nu ai cântat cozonacului? Nu i-am cântat. Dacă ajungi în finală, te rog frumos să-i și cânti. Data următoare. Alex Cârțu, priviți-l, intransigent. Mă așteptam să fie mai dură, Laura. Dura mai dură? Pare așa, da, pare așa, da, dură. Da. Pare dură, nu? Da, da, nu da. E dură, mai sensibilă, e suflet sensibil. Da? Da. Crede-mă. Trebuia să spui asta. Trebuie să fim realiști, e un cozonac foarte, foarte bun, dar nu e un cozonac de 10. Din punctul meu de vedere, e un cozonac de 9. De 9? 9. Mamă! E cea mai mare notă din partea mea în acest sezon. 8, 8, 8, 8, 7, 6. Deci e primul 9 pe care îl dai. Da. Este. Deci e cea mai mare notă pe care o dai până cea acum. Cea mai mare notă din acest sezon. Bravo, Alex Cârțu. Ești minunat. Dar totul se poate prăbuși. Pentru că vine nota domnului Vasil, care dacă îți dă un 5, te-a ruinat. Nu cred că e de 5. Nu cred că dacă scapă viu, dacă e de 5. Te-a distrus. 2 de 5. Cum? 2 de 5. 2 de 5. Perfect, domnule Nea Vasile. Deci, da. Aveți cuvântul. E un cozonac bun, spre foarte bun. Poate să remedieze în finală când ajunge lipsurile care le are. Deci o vedeți în finală pe Bianca. Cred că da. Dar nota este un 8 spre 9, dar mai mult 8. E o notă mare. 8 spre 9, dar mai mult 8. Cred că e 9 spre 8. Deci da. 8. Dar... Bianca, te uiți repede la punctaj, nu? Da. Dar hai să-ți mai spun ceva. Dacă te liniștește și asta, domnul Vasile, cea mai mare notă a dat tot 8. Deci uite, okay. 8, deci cea mai mare notă. 8, 8, 8, 8 și ai zis că ești și cel mai bun din concurs, dar mă rog, trebuie să remediezi. 19 cu 8, 20 și 27 de puncte. Asta înseamnă că ești pe primul loc! Yeah! Asta înseamnă că ești pe primul loc, 27 de puncte. Bravo, până acum e cel mai bun cozonac din concurs. Ai șanse să mergi în finală și să câștigi un super premiu, un super cuptor din partea noastră. Așadar, vom vedea ce se va întâmpla în finală. Bravo, felicitări. Mulțumesc. Îți dau coșul, gol. Și dacă vii în finală, să-l aduci plin. Plin. Și eu promit că o să aduc mai mulți. Crezi că, vreau să te întreb, crezi că ți-a purtat noroc copilul tău care a luat așa o coajă de pe cozonac? Da. El e norocelul meu. Norocelul tău? Da. Așadar, la finală, poate copilașul nu mai are chef, te duci cu cozonacul după el. Ia, mai da, 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 da. Mai zice un pic că mi-ai purtat noroc. Bianca, felicitări. Mulțumesc. Sper că se uită cine se mai uită acum la televizor. Pot să zic că nu vreau să exagerez, dar 3 sferturi din oraș. 3 sferturi din Tecuci? Da. Salutăm Tecuciu! Bă, Tecuciu e cu noi, mă, 3 sferturi din Tecuci sunt cu noi. Aranjează-te și tu un pic. Câți oameni sunt din Tecuci? Foarte mulți. E un oraș mic, dar sunt foarte mulți oameni. Îți garantez. Ciucă! Da. Să uite Tecuciu la noi, mai ești nebun. Ți-ai luat tricoul ăla bun. Drept. Păi asta te-a relaxat, n-am cameră, pot stau. Arătați-vă rog frumos și pe Ciucă, pentru că s-a premenit frumos astăzi la emisiune pentru cei din Tecuci. Aveți fete frumoase în Tecuci și singure? Da. Cum se întrebe așa ceva despre moldovence? Pe bune, ai stat prea mult în platou ăsta, s-a întâmplat ceva. Iartă-mă, într-adevăr, moldovencele sunt cele mai frumoase. N-ai voie să întrebi. Moldovencelor din Tecuci, un mesaj la Măruță, aromprotv.ro sau pe numărul de WhatsApp, Ciucă abia așteaptă să schimbe viața cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Bani de benzină îi dăm noi să meargă la Tecuci. Numai să-l vedem fericit. Să știi că acest coș cu produse este din partea partenerului nostru, Dr. Oetker, care este pentru tine. Mulțumesc. Și până la finală, dacă ajungi în finală, dar ești pe primul loc, să exersezi și Doamne ajută, da?
Bianca, pleci cu două coșuri. Unul gol, da, unul plin. Mulțumesc mult. Perfect, să ai multă baftă. Mi-a făcut plăcere. Perfect. Mai avem două concurente, mâine și poimâine. Domnul Vasile, vă mulțumim mult de tot, domnule Nea Vasile. Vă mulțumim mult. Alex Cârțu, Maria, să fiți fericiți. Laura, mulțumim mult de tot că ai venit pe la noi. Te mai așteptăm cu mare drag. Până atunci, pe YouTube, căutați-o pe Laura, pe Instagram, pe Facebook, pentru că mai pregătește și tot felul de surprize online. Ai avut și concertul ăla online de care am zis că e senzațional, dar mai sunt și alte lucruri pe care le pregătești, corect? Da, bineînțeles. Chiar astăzi o să vorbesc despre cadourile pe care le fac și ce am eu cu cremele mele. Fetele știu. Să fie cu ochii pe mine. Cremele chiar tale, vreau și vreau pentru fete, să pentru vreau să nu faci niște creme? Ba, poți să te dai și tu. Nu te oprește nimeni, doar soția, dar eu aș vrea să-i trimitei un cadou. Am înțeles. Perfect, să-l folosesc eu. Să știi că au fost prinși mulți bărbați care îl foloseau. Nu e nimic rușinos. Nimic? Alex, să ne întâlnim, să ne dăm picul. Vezi că ai nevoie, că apar la televizor. Exact. Nu mai, nu mai face glume. Și nici nu mai ai 20 de ani. Ai măruță 42 mâine, poi mâine. Perfect, mâine penultima concurentă, poi mâine ultima, iar vineri finala. Oameni buni, Cozonacul de Aur continuă!